Conducerea companiei Aerosal, operatorul de salubritate din Roman, a continuat lucrările de dezăpezire în regim non-stop, intervenindu-se în zona centrală pentru evacuarea munților de zăpadă depuși la marginea carosabilului. S-a intervenit și pe trotuare pentru curățarea stratului de zăpadă. Astăzi, noaptea, am încărat zăpada de pe Cuza Vodă, Libertății, Oituz. Până dimineață, la orele 3, s-a ieșit la comanda celor de la conducerea primării să dăm cu antiderapant. Și așteptăm valul de nisoare care va veni în câteva ore. Spuneți-mi un pic, pe trotuare, dumneavoastră ați afirmat că s-a lucrat cam pe toate, dar în zona asta, Smirodava, Marom, pe aici, i-ai depozitat încă de scoasă? Da, s-a intervenit, s-a mai curățat aseară cu utilajele și acum de la ora 4, iarăși am intervenit pe toate trotuarele cu echipe din 4 în 4 ore, schimbăm ca să putem face față. Așa, deci a spus că vă așteptați la un nou val de ninsori și frig. Credeți că se va face față în aceleași condiții acceptabile ca până acum sau va fi nevoie de... Eu zic că la cum arată orașul nu e acceptabil. Eu zic că e foarte acceptabil și o să facem față pentru că au fost 3 zile și 3 nopți consecutiv, s-a lucrat intensiv, fără numai șoferii înlocuiam cu mecanici auto și cu echipele de conducere, dar în rest utilajele au mers. Conducerea societății Rosal apreciază că la Roman s-a intervenit eficient, de așa natură încât municipiul este unul dintre cele mai bine administrate unități administrativ-teritoriale din Moldova, dar și din țară.